fie funcția f definită pe r cu valori în r, f de x egal cu 2x plus 1. Să se calculeze f de 1 plus f de 2 plus f de 3 plus și așa mai departe plus f de 50. Observați că avem suma valorilor lui f pe 50 de numere consecutive. Haideți mai întâi să facem următoarea diferență, să calculăm diferența între f la un număr natural minus f la anterior, f de n minus 1. F de n este 2n plus 1 minus 2. Ce înseamnă f de n minus 1? 2 pe lângă n minus 1 minus 1, 1 și cu 1 se reduc, egal cu 2n minus 2n plus 2, reducem și egal cu 2. Prin urmare, observați că diferența valorilor lui f pe două numere consecutive este constantă. Ori asta ce înseamnă? Că șirul valorilor f de n este o progresie aritmetică cu rația egală cu 2. Prin urmare, haideți să calculăm în acea sumă primul termen și ultimul termen. Deci f de 1 este 2 ori 1 plus 1 egal cu 3 și f de 50 egal cu 2 ori 50 plus 1 egal cu 100 plus 1 egal cu 101. Cât este suma noastră f de 1 plus puncte puncte plus f de 50? Observăm că avem primii 50 de termeni ai progresiei aritmetice. Suma este media aritmetică între primul și ultimul termen înmulțită cu numărul de termeni, adică egal cu 3 plus 101 totul pe 2 ori 50 egal cu 104 ori 50 pe 2, 5 ori 104 face 520 și mai punem un 0 la sfârșit pe 2 egal cu 2600.